Dacă Hristos este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, Scriptura pentru mine este cuvântul înscripturat al lui Dumnezeu. Când vorbește Scriptura, ne spun reformații, vorbește Dumnezeu. Vocea Scripturilor este vocea lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu continuă să ne vorbească astăzi prin ceea ce le-a vorbit tuturor credincioșilor de-a lungul istoriei. Biblia pentru mine este cartea care m-a învățat cum pot să-L cunosc pe Dumnezeu și cum pot cunoaște să fac voia lui Dumnezeu. Harta care mi-arată cum pot merge în împărăția Lui și cum pot să trăiesc pe acest pământ cât mai frumos și plăcut lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu prin care cunoaștem pe Dumnezeu, ne cunoaștem pe noi și planul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pe care El ni l-a dat prin profeți, prin apostoli, prin cei care au scris-o și în care găsim povestea implicării lui Dumnezeu în lume, creația și în mod deosebit găsim mărturia întrupării prin Domnul Iisus Hristos și ce a făcut acesta pentru noi. A murit pe cruce și după aceea a fost înviat. Pentru mine, Biblia reprezintă nu doar o simplă carte, ci este un dreptar, este cartea după care îmi ghidez și îmi trăiesc viața. Este o carte care oferă principii pentru viață și, dincolo de asta, Biblia este cartea prin care Dumnezeu mi-a schimbat și îmi schimbă viața în mod continuu. Biblia este pentru mine revelația Scripturii lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. Este adevărul de care am nevoie în fiecare zi să pot să merg mai departe. Este călăuzirea de care am nevoie zi de zi, de aceea o prețuiesc nespus și mulțumesc lui Dumnezeu că avem o revelație scrisă și acest cuvânt viu și adevărat al lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și totodată este modul cum îl cunoaștem pe Dumnezeu și cum să ne trăim viața din punct de vedere al lui Dumnezeu. Este un exemplu pentru fiecare credincios și felul în care noi putem să-L urmăm pe Dumnezeu în fiecare zi.